o partidă de 24 de ore la crap, în general, implică foarte, foarte multă bagajerie, mult travaliu, mult tămbălău, să-i spunem. Ia cutia de nadă, ia geanta de haine, ia geanta de mulinete, ia geanta de swinger, ia geanta de avertizori. Stop! Pescuim 24 de ore, pescuim la crap, avem nevoie de o simplă geantă. După cum vedeți, capacul care este dur, este într-un material rigid, conține un buzunar atașat. Și începem! Noi vom analiza această partidă, nu va fi una de volum, va fi una tehnică, tactică, un tutorial în care vom nota peștii din punct de vedere al greutății, îi vom cântări, vom nota intervalul la care au venit de la startul partidei și startul partidei înseamnă prima bilă care pleacă din bastonul de nădire în apă, astfel încât să putem trage concluzii pertinente. Degeaba la final vă putem arăta pești detalii mare, prinși peste noapte, atâta vreme cât nu intrăm puțin și în detalii. Ce anume am făcut să-i aducem acolo, cum ar trebui să construim vadul ca aceștia să poată veni noaptea și cum ar trebui să întreținem vadul ca să și rămână pe poziție să se hrănească în continuare. Ne oprim aici. Florentin între timp va pescui la feeder, se va apuca de crapi într-un alt stil. Eu îmi voi pregăti echipamentul și după ce îl voi instala, voi reveni la dumneavoastră cu detalii despre avertizori, despre swingeri și despre firul pe care îl folosim și, bineînțeles, cârligele, pentru că vă spuneam că în această partidă ne vom orienta pe accesorii.